Valul 2, nu numai noi, pe plan european acum, pe emisfera nordică, zicem, că ne gândim că va fi pe durata iernii. Acum, cât de greu va fi valul 2, depinde de noi. Dacă reușim să stopăm creșterea, să păstrăm un platou, să începem o descreștere care durează, nu se obține imediat, clar că putem ține situația sub control cum am ținut-o în prima dată, în primul val. Dacă nu se respectă regulile, dacă sunt presiuni că să nu se ia anumite măsuri, să nu se ia anumite măsuri, restricții, de exemplu, cum s-au luat și, bineînțeles, sunt unii supărați pe noi că de ce s-au luat. Dacă continuăm în această logică că de ce ne trebuie asta, de ce ne trebuie asta, atunci clar că s-ar putea lupta să fie mult mai grea și pe o durată chiar mai lungă. Deci totul depinde de modul în care lucrăm cu toți împreună. S-a crescut de la 3.000, am ajuns la aproape 25, 26, 27 de mii care se fac teste zilnic, deci capacitatea a crescut, dar clar orice capacitate de testare suplimentară este foarte binevenită aici. Există șansa să aducem teste pe antigen, pe baza de antigen rapid, să le folosim în linia de front pentru cazurile asimptomatice. Pentru cazurile asimptomatice rămâne totuși evaluarea generală care se face, testările care sunt în masă.